Bună ziua tuturor! Începem conferința noastră de presă a platformei Demnitate și Adevăr cu un anunț important. Suntem pe calea de a înregistra un proiect de lege privind modificarea codului electoral, astfel încât să putem să îmbunătățim acest act legislativ, cu atât mai mult cu cât există și recomandările Comisiei de la Veneția, comisie care spune că în ultimul an înainte de alegeri nu pot fi modificate, nu poate fi modificat codul electoral în sensul înăspririi normelor din codul electoral, dar acest cod electoral poate fi îmbunătățit. Iată că ceea ce propunem noi acum vine pentru a îmbunătăți codul electoral, astfel încât cetățenii noștri să poată să voteze în condiții mult mai bune. Ținând cont de faptul că suntem în epidemie, în pandemie, mai bine zis, ne-am gândit să propunem o modificare la codul electoral ca cetățenii noștri să poată vota două zile. Este vorba de cetățenii din diaspora, acolo unde sunt în jur de 1 milion de oameni plecați peste hotare, și de asemenea se poate vota tot două zile și cetățenii care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Desigur, au fost mai multe tentative de a modifica codul electoral în acest sens, în special când este vorba de diasporă. Din păcate, nu s-a reușit, dar iată că acum, în condițiile în care pandemia a atins practic toate țările Europei, acolo unde se află marea majoritate a cetățenilor noștri, inclusiv situația din Republica Moldova este încă foarte și foarte gravă, e posibil ca în toamnă să avem un al doilea val de pandemie. Iată de ce considerăm că aceste modificări la codul electoral sunt oportune și importante pentru exercițiul electoral, pentru a nu pune oamenii în primejdie pe de o parte, mai ales că ieri am votat în Parlament, sau mai bine zis, s-a votat de către actuala majoritate subțiată, s-a votat data alegerilor prezidențiale, fiind vorba despre 1 noiembrie. 1 noiembrie ar putea să ne prindă în cel de-al doilea val de pandemie. Cu detalii privind modificările care vor fi operate la codul electoral cu propunerile noastre, va veni colegul meu, deputatul Dinu Plângă. Bună ziua, stimați cetățeni! Așa cum a menționat domnul Vasile Năstase, acest proiect vine într-un dublu context. Pe de o parte, ieri a fost anunțată data alegerilor prezidențiale în Republica Moldova. Pe de altă parte, suntem într-un context pandemic și suntem în căutarea unor soluții astfel încât, în cazul apariției unor scrutine electorale, să diminuăm prin mecanismele legale posibilitatea contaminării cetățenilor noștri sau și mai mult prin acordarea posibilității să voteze două zile și nouă zi, așa cum a fost până în prezent. Sigur că în contextul adoptării unor modificări la codul electoral, noi dorim să găsim un consens larg. Ca prim mecanism, propunere pentru legislativ, că sunt sigur că această inițiativă nu poate să nu fie acceptată de toată lumea, am comunicat și cu mai multe organizații non-guvernamentale, cu niște reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale și ca concept este susținută de toată lumea. Acum trebuie să găsim un consens larg în Parlament astfel încât aceste modificări prin acordarea posibilității ca cetățenii noștri atât de peste hotare, cât și din Republica Moldova să voteze atât duminica, cât și sâmbătă, deci două zile consecutiv. În proiectul respectiv sunt mai multe amendări ale codului electoral care se referă atât la noțiuni, cât la anumite mecanisme, cât și la faptul că în contextul în care noi dăm posibilitate cetățenilor să voteze două zile, probabil în condițiile
pandemice în care ne aflăm, anumite ore să fie limitate. Nu cum în trecut, de la 7, de sesiile de votare să fie deschise de la ora 7 dimineața până la 9 seara, dar, spre exemplu, să facem alte tipuri de intervale, poate în contextul respectiv, în comunicare și cu alți specialiști în domeniul electoral, să găsim soluții de inclusiv de organizarea acestor alegeri. Venim cu acest concept, cunoaștem că mai există și alte concepte pentru modificarea codului electoral, care se referă în primul rând la acele adrese ale Curții Constituționale din 2016, în care Curtea Constituțională se expune la mai multe capitole, inclusiv la modul de adresare a contestațiilor, despre faptul corupirii alegătorilor. Cunoașteți că avem un vid legislativ în care s-ar presupune că transportarea organizată a alegătorilor nu presupune o corupere a alegătorilor și în acest sens trebuie operate modificări la legislație astfel încât să spunem foarte clar că și organizarea transportului pentru aducerea organizată a alegătorilor la urnele de vot tot este o formă de corupere electorală. Alte aspecte se spun despre în acele adrese ale Curții Constituționale invocă faptul cum ar trebui să fie organizate dezbaterile publice de către mass media și astfel încât să diminueze spațiul de manevră pentru favorizarea de către unele instituții a unor concurenți electorale în detrimentul altor concurenți electorale. Dar aici se ține de un concept mai amplu și astfel încât noi să găsim un consens larg în societate. Să găsim un consens larg și în Parlamentul Republicii Moldova, suntem deschiși la discuții pe seama acestor proiecte importante în condițiile în care avem și an electoral, avem și situație pandemică în țară, astfel ca să grăbim procesele și să inițiem dezbaterile în Parlament pe seama acestor chestiuni, inițiem ca concept un prim pas și venim cu acest proiect în primul rând în contextul situației pandemice pentru a oferi posibilitatea cetățenilor Republicii Moldova să voteze două zile la rând, astfel încât să diminuăm riscul contaminării cetățenilor noștri în ziua votului și să fie și un proces mai comod pentru alegătorii noștri, în special pentru cei din diasporă, dar și pentru cei din Republica Moldova. Astfel vom stimula și potențialul numărului de alegători care vor merge la vot și, cu siguranță, numărul votanților sau numărul oamenilor care vor merge la vot va crește considerabil. Suntem, cum am mai spus, suntem deschiși, cunoaștem că mai sunt inițiative de modificare și de amendare a codului electoral a unor exponenți din societatea civilă, precum ar fi Promolexul. Sunt proiecte și la Comisia Electorală Centrală, care se referă în special la acele adrese ale Curții Constituționale, dar în contextul în care avem ceea ce avem, situația politică în Parlament este așa cum este. Prin această inițiativă, pe de o parte, vrem să găsim și un consens larg în Parlament, astfel am venit cu o inițiativă care nu poate să nu fie agreată de tot Parlamentul și de toată societatea civilă din Republica Moldova și să inițiem discuțiile astfel încât să organizăm un scrutin electoral comod, sigur și legal pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Eu vă mulțumesc. Vreau să completez ceva. Deci două aspecte la care ținem foarte mult prin acest proiect de lege. Unul este legat de sănătatea oamenilor, trebuie să protejăm sănătatea oamenilor și doi, trebuie să facem în așa fel încât să renunțăm la cele cozi interminabile din diasporă, să oferim posibilitatea oamenilor noștri de acolo, a tuturor cetățenilor Republicii Moldova din diaspora, să poată să-și exercite dreptul la vot. Și aici, de asta și-am revenit, vreau să mă refer la experiența României. Bineînțeles că noi ne-am bazat și pe experiența altor state, dar am văzut că în ultimul timp
Când s-au făcut, s-au operat modificările la codul electoral de România, s-au votat, atunci 3 zile s-au votat, sau 2 zile jumătate, ca să zicem așa, în totalitate, nu au mai existat acele cozi. Bineînțeles, au venit un număr mult mai mare de români la urnele de vot, iar acest lucru este esențial. Cu cât mai multă lume va veni la vot, cu atât mai bine este pentru democrație. Mai mult decât atât, este un prim pas pe care îl facem acum, prin această modificare a legii, pentru a ajunge ulterior la o propunere destul de revoluționară pentru Republica Moldova, introducerea votului electronic pentru toți cetățenii din diasporă și din țară. Din păcate, la ora actuală, acest lucru considerăm că încă nu este posibil, dat fiind faptul că nu toate instituțiile statului sunt ieșite din captivitate, nu toate instituțiile statului au revenit la normalitate și la condiția democratică, în urma unor reforme profunde pe care intenționăm să le facem în momentul când platforma va ajunge să guverneze, atunci vom veni și cu, vom continua aceste inițiative de operare la codul electoral, astfel încât să putem să oferim oamenilor șansa de a vota comod, dar cel mai important, sigur. Deci prin acest vot electronic, omul să știe, să aibă siguranța că votează. Și atunci vom scăpa de foarte multe lucruri care țin de aspectul coruptiv. Organizarea, transportarea organizată a oamenilor, cumpărarea cu bani, deci influențele unor funcționari care stau în jurul secțiilor de vot, a reprezentanților partidelor politice, care se bazează mai mult pe aspecte de corupție decât pe alte lucruri democratice, și în felul acesta vom putea să oferim și un vot sigur, dar și vom scăpa de multe elemente de corupție. Noi vă mulțumim pentru atenție și suntem acum în exercițiul de înregistrare a acestui proiect de lege. Și suntem deschiși la alte mecanisme? Suntem deschiși să discutăm și cu toți colegii noștri din Parlament, cu reprezentanții societății civile, dacă vor veni cu anumite idei, cu anumite sfaturi legate de modificările pe care le vom propune Parlamentului spre operare. Mersi mult. Mulțumim.